Bărbatul în vârstă de 38 de ani se plimba nervos pe podul de la Mărăcineni și fuma. Un trecător l-a văzut și a anunțat poliția, pentru că i s-a părut suspect comportamentul bărbatului. Au fost câțiva martori, printre care și doi polițiști care au încercat să îl prindă, însă nu au reușit. Eu circulam, deci treceam pe post și am văzut în momentul acela mai multe persoane acolo care a încercat să-l prindă, dar n-a reușit pentru că a făcut o săritură pur și simplu mai ceva ca un sportiv. Și atâta tot. Asta s-a întâmplat. N-au putut să-l oprească? Nu au putut să-l oprească, pentru că în momentul când a vrut să pună mâna pe mâna lui să-l prindă de mână, el deja s-a aruncat. Ce pot să vă spun, în momentul în care, când eu am văzut, el era agățat de bordura de pe exterior a podului și doi domni polițiști încercau să-l ajute, să-l țină de mâini printre balustrada aceea de protecția podului, el și-a dat drumul și-a picat așa, în picioare, în spațiul acela, pe insula aia uscat, acolo, de uscat, cum ar veni, în stuf. Și de acolo au venit. S-a aruncat intenționat sau e posibil să se fi dezechilibrat? Nu știu să vă spun așa ce intenție a avut. Știu că ce-am văzut, și-a dat drumul de pe pod și a căzut în... În momentul în care echipajele de la ISU au ajuns la fața locului, bărbatul deja se aruncase. Din fericire, acesta a căzut pe o limbă de nisip, nu în apele învolburate ale râului Buzău, iar asta i-a salvat viața. Pompierii au intervenit cu barca și l-au adus pe bărbat la mal. Acesta a fost preluat imediat de un echipaj de la ambulanță și i s-a acordat primul ajutor. El era conștient, însă nu a spus medicilor ce l-a determinat să ia o asemenea decizie. Am fost solicitat să intervenim pentru salvarea unei persoane căzute de la înălțime în râul Buzău. La fața locului am deplasat un echipaj de căutare salvare și o ambulanță SMURD. În sprijinul nostru sosim și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. Bărbatul se afla în apă, conștient, s-a intervenit cu barca din dotare, fiind scos în stare conștientă și predat în stare stabilă echipajului SAJ. Potrivit medicilor, starea bărbatului este stabilă, însă a suferit multiple traumatisme. Am preluat un pacient în vârstă de 37 de ani de la echipajul de salvare ISU, prezentând politraumă prin cădere de pe pod aproximativ 20 de metri, suspiciune de traumatism de coloană toraco-lombară și suspiciune traumatism de bazin. Pacientul este conștient, cooperant, stabil hemodinamic și respirator. Bărbatul în vârstă de 38 de ani era angajat al societății de salubritate, era cunoscut cu afecțiuni psihice și a dispărut de acasă de seara trecută. Soția l-a dat dispărut, dar nu știa ce își propusese bărbatul să facă.